putem spune cu toții din nou această pămează. Că binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos și Domnul Sfânt, acum și veci de veci. Amin. Amin. Mulțumim Domnului de harul care l-avem să fim din nou împreună în această pămează. Să ne bucurăm împreună și să mulțumim împreună lui Dumnezeu, să aducem cererile noastre lui Dumnezeu, gândurile noastre, cei ce au poveri să aducă poveri înaintea lui Dumnezeu, cei ce au probleme să aducă probleme înaintea lui Dumnezeu. Și acel ce poate să rezolve orice problemă, acel ce poate să ridice orice povară, este aici în mijlocul nostru și în această seară, eu cred, că dacă mergem înaintea lui Dumnezeu cu credință, vom primi răspuns la rugăciunile noastre. Domnul să vă binecuvânteze pe toți, îndeoseb, pe fiecare parte și împreună cu toții să plecăm din locul acesta plin de bucurie. Măcar că ar trebui întotdeauna să venim plin de bucurie și să plecăm tot așa plin de bucurie. Pentru că și cu Dumnezeu, Dumnezeu este plin de bucurie, plin de fericire și întotdeauna este dispus și în orice moment, pentru tine, pentru mine, să țărească pace, liniște și să rămânem în fiecare moment din viața noastră în pace, în liniște și în bucurie. Chiar și atunci când trecem prin încercări, prin necazuri, Dumnezeu gândește ca noi, copiii lui Dumnezeu, întotdeauna să fim mulțumitori. Ne aducem aminte de Pavel, de Sila și de alții care au fost trecuți prin atâtea examene pentru credința în Dumnezeu, pentru credința în Domnul Iisus Hristos și vedem din exemplele vieții lor, căci atunci când au fost chiar bătuți, încercați, băgați în temniță, ei erau disponibili să se bucure în Domnul. Probabil că ne spunem sau ne gândim câteodată că e nevoie de mai multă putere să putem și noi să ne bucurăm în Domnul atunci când trecem prin felurite încercări. Dar vreau să vă spun că și cu Domnul, atunci când suntem cu Domnul și trăim viața în fiecare zi cu Domnul, există această putere noi ca să mulțumim lui Dumnezeu întotdeauna. Psalmitul spunea odată, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. În orice vreme este inclus toate timpurile. Și când este greu, și când este ușor. Domnul să ne binecuvânteze la aceasta și să facă ca întotdeauna noi să fim dispuși și cu dorința aceasta de a binecuvânta pe Dumnezeu în orice vreme. Amin. Amin. Gândul pe care vreau să-l aduc în această dupămiază și pentru care doresc și vreau cu toții să ne rugăm este din Luca, capitolul 7, acolo unde găsim că Domnul Iisus Hristos vorbește despre importanța botezului, importanța legământului cu Dumnezeu. În viață, noi facem două legăminte de viață. Unul cu Dumnezeu și unul cu soția, atunci când ne căsătorim. Și soția cu soțul. Însă, unul din legămintele foarte importante înaintea lui Dumnezeu este botezul. Și m-am gândit la aceasta pentru că cu ceva timp în urmă Domnul mi-a pus în inimă gândul acesta ca să vorbesc despre botez, având în vedere și faptul că s-a deschis în biserica noastră o listă în care cei ce doresc să facă un legământ cu Dumnezeu, lista este deschisă și toți acei ce doresc și vreau să încheie acest legământ pot să-l facă, să se înscrie și apoi la momentul potrivit și hotărât se va oficia această lucrare. Unii oameni consideră că nu este așa de important botezul. Am întâlnit oameni care spun, de ce trebuie neapărat să te botezi? De ce trebuie neapărat să încheie un legământ cu Dumnezeu? Și nu înțeleg acest legământ, deci este foarte important. Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor săi, în Matei, ultimul capitol, mergeți în toată lumea, vestiți Evanghelia la orice făptură. Și botezați în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Acum spunea că cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Înțelegem din aceasta că botezul este o condiție a mântuirii. Dacă nu era o condiție a mântuirii, Domnul Iisus Hristos putea să spună cine va crede, va fi mântuit și era suficient. Dar dacă Domnul Iisus Hristos a spus cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu, va fi osândit. Atunci trebuie să le facem pe amândouă. Și e normal că și la botez ajung doar cei ce cred. Deci prima dată crezi și apoi te botezi.
În versetul 29 din Luca, capitolul 7, spune despre o categorie de oameni care au dat dreptate lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia care au dat dreptate lui Dumnezeu au făcut ceva în dreptul lor. Citim cuvântul. Și tot omul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan. Deci au făcut ceva. Această categorie de oameni a făcut ceva important. Au primit botezul. Un lucru care îl cere Dumnezeu de la orice om pământean. Însă mai arată o categorie de oameni care au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Citim versetul 30. Dar farisei și învățătorii legii, nu orice categorie de oameni, oameni care cunoșteau legile, oameni care aveau legea lui Moise, oameni care se lăudau cu legea lui Moise, oameni care erau la zi cu multe lucruri din Scriptură, oamenii aceștia n-au înțeles că este foarte important să primești botezul, să faci acest legământ cu Dumnezeu. Și spune, dar farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Acum, concluzia este una. Oamenii pot să facă un lucru din două. Ori dau dreptate lui Dumnezeu și ca dovadă primesc botezul, sau pot să zădărnicească planul lui Dumnezeu cu privire la ei, refuzând botezul. Vreau că în această rugăciune să mergem înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru toți copiii pe care îi avem și care poate că stau câteodată la îndoială în direcția aceasta, să mă botez, să nu mă botez, să fac legământ cu Domnul, să nu fac legământ cu Domnul. Aș vrea ca să ne rugăm în mod deosebit pentru toate persoanele care încă nu înțeleg suficient de clar că botezul, legământul cu Dumnezeu este foarte important. Este condiția mântuirii. Și cu siguranță că dacă nu îl înțeleg în totalitate, să mai recitească cuvântul acesta și nu numai, pentru că în Noul Testament sunt mult mai multe versete care vorbesc în direcția aceasta și cu siguranță că și prin rugăciune și prin insistență sau chiar și cu post înaintea lui Dumnezeu vor primi lumină din partea lui Dumnezeu ca să înțeleagă cuvântul mai exact. Haideți cu toții să stăm ridicați înaintea lui Dumnezeu pe picioare și în direcția aceasta și cu gândul acesta să mergem înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru toți acei ce încă nu înțeleg de plin acest plan al lui Dumnezeu cu privire la oameni și că este foarte important ca toți oamenii să primească și să facă acest legământ cu Dumnezeu. Amin.